Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Vă rog, domnule deputat. Suntem chemați astăzi să votăm o lege care își propune, conform titulaturii ei, să gestioneze durabil pădurile. Vast proiect. Ia o remarcă ironică a generalului de Gaulle care se potrivește acestei legi. În condițiile în care situația tăierilor ilegale a ajuns pe bună dreptate un subiect extrem de important pe agenda publică, PSD și PNL fac un pas de furnică în față, când de fapt e nevoie de pași de elefant. Conform datelor Eurostat, un volum aproape neînsemnat de bușteni pleacă anual la export, 8.000 de metri cube anual, în condițiile în care se taie 18 milioane de metri cube anual legal. Deci această prevedere va fi frecție durabilă la picior de lemn. USR vă invită să lucrăm împreună la următorii pași care vor produce cu adevărat schimbarea pe care o dorim cu toții. În primul rând, înființarea DNA-ului pădurilor. Proiectul USR e depus în Parlament, trebuie doar votat. În al doilea rând, punerea în funcțiune a sistemului SUMAL, prin care se supraveghează pădurile din satelit, oprit de PSD în 2017 și care încă nu a fost repornit de PNL în ciuda promisiunilor. În al treilea rând, se poate face extrem de ușor un sistem de monitorizare video a camioanelor care transportă lemn pe modelul controlului rovinetei. În al patrulea rând, avem nevoie de cadastru forestier, de o evidență reală, astfel încât să nu se mai taie ilegal un arbore din doi. Am depus un amendament la această lege pe care vă invit să-l votați. Și în ultimul rând, dacă tot ne-am pornit, haideți să interzicem și exploatările forestiere în parcurile naționale. Până atunci, vă invit să dăm un semnal de fermitate și să creștem sancțiunile pentru cei care vor continua să exporte bușteni ilegal, conform amendamentului depus de asemenea. Altfel, simpla confiscare a contravalorii bușteanului nu va fi suficientă pentru a descuraja acest fenomen, iar această lege nu va fi deloc durabilă pentru pădure, ci mai degrabă îndurabilă cu hoții de pădure. Vă mulțumesc, doresc să susțin amendamentele respinse care sunt trecute în raport.